Înainte de a-l supune testului Fulger pe membrul Chiasol, aș vrea să anunț câștigătorul primului sondaj dedicat spectacolelor estivale Vara în acorduri muzicale. După cum știți, în fiecare săptămână reporterii Baz, ziarul tuturor copiilor din Botoșani, aleg maxim 5 copii din care îi auziți duminica în parc, după care voi, cei de aici, îi puteți vota pe site-ul nostru baz.4botosani.ro. Săptămâna aceasta avem nu unul, ci doi câștigători, pentru că s-au aflat umăr la umăr la sondajul nostru. Este vorba despre Aileen Ivasciu. Și Patricia Șovan. În continuare, vreau să invit lângă mine pe Diana Mic pentru testul nostru Fulger. Diana, îți urez succes pentru că săptămâna asta te vom vedea la Mamaia Copiilor și vă rog frumos să votați pe Diana pentru că va avea nevoie de tot sprijinul vostru. Acum îți voi adresa câteva întrebări la care vreau să răspunzi cât poți de repede și cât poți de sincer. La iarbă verde cu mama și tata sau la țară la bunici? La țară la bunici. Vacanță de vară sau vacanță de iarnă? Vacanță de primăvară. Poezie sau cântec? Poezie. Oana Tăbultoc sau Amalia Hrom? Oana Tăbultoc. Premiul întâi la școală sau premiul întâi la un concurs de muzică? Premiul întâi la un concurs de muzică. Facebook sau afară cu prietenii? Afară la prieteni. Film sau desene animate? Film. Flori sau cadou? Cadou. Fotografie sau filmare? Filmare. Soare sau lună? Soare. Mulțumesc, Diana, și te felicit pentru cum te-ai descurcat și te așteptăm și la concursul nostru online, Cel mai frumos copil, așa cum vă așteptăm și pe voi, prieteni, dacă aveți între 5 și 8 ani, pentru că cei mai buni vor intra în finala Mini Miss și Mr. Buzz 2013, din data de 3 august, de la Overtura Mall. Găsiți detalii și pe pagina noastră de Facebook, Mici Reporte, Ziarul Baz. Sunt Magdalena și vă las în continuare în compania copiilor de la Chiasol, pentru că sunt ași în bună dispoziție și muzică bună. Yeah, yeah.